Bună, Oleg. Oleg, tu ai intrat în Partidul Verzilor. N-am intrat în Partidul Verzilor, merg cu ei împreună la alegeri. A, mergi cu ei împreună la alegeri, am să știi. Eu pierde bine, bine. România. Bun, și susții, da? Normal că îi susțin, dacă ei vreau să întreb, bine, vreau să întreb, de ce Vitalie Marinuț a negociat cu doamna... Ce a negociat el cu doamna Durleșteanu? Eu nu cred că a negociat, eu cred că doamna Durleșteanu l-a contactat pe Vitalie Marinuță și a zis: dar poate eu să merg cu voi la alegeri? Și Vitalie Marinuță se pare că a zis: noi căutăm oameni noi, dar din profilul lui Brega, cei de la GenderDoc sau cum a zis el, actualul deputat din partea diasporei americane, am uitat cum o cheamă, de la PAS. Deci, da, da, alaiba, că noi profil de ăsta căutăm, oameni de ăștia o căutăm. Așa a explicat Vitalie Marinuță. Deci nu a negociat nimic, eu zis: madam, noi vrem oameni noi, dar nu cu reputația îndoielnică ca a dumitale. A, am înțeles. Din cauza că s-a făcut concluzia așa, mi se pare mie că s-a făcut concluzia în societate că Vitalie Marinuță a contactat-o, căutat-o și a invitat-o el pe dânsa, iar ea a spus că refuză, că a întrerupt legătura cu voi și că adică ea cumva a respins. Păi cum putea să ne respingă dacă Marinuță i-a spus că noi căutăm alt profil de oameni noi? Înseamnă că ea nu se potrivește cu profilul ăsta, deci tare Marinuță, eu că am zis pas. Am înțeles că și Rize au vrut să vină la Vier și Marinuță i-a zis să stai pe voi și țineți bani acasă. Da, pentru că vrem o țară curată, vrem o țară curată cu oameni curați. Exact, deci nu Rize, nu... Am zis, da. Fără compromisuri. Fără compromis. Compromisuri am acceptat noi, dar nu din acele importante, principiale. Am zis, asta era neclaritatea mea. Bine, mulțumim. A, deci tu zici că asta e dezbatere. Tu vrei să vii în Partidul Verde? A, eu sunt independent. Eu măcar vă susțin. Măcar să candidez cu noi. Să vii pe lista noastră. Mulțumesc, sunt îngătat, dar vă susțin și sper să cei care nu au, care nu sunt mulțumiți de alte partide și care nu se identifică undeva să vadă mesajul vostru și de ce nu să voteze, să încurajeze partidele noi, de ce nu partide internaționale? Noi nu suntem un partid nou, noi suntem un partid de 29 de ani și suntem unicul partid din Republica Moldova care are doctrină, are o idee și nu este construit în jurul unui lider politic. S-a dus liderul, s-a dus și partidul, s-a dus și formațiunea. Dar Partidul Verde a fost și este din 92 până în prezent. Da, au fost schimbări, au venit oameni, au plecat. Eu, de exemplu, totdeauna i-am votat Partidul Verde. Pentru că eu sunt pentru societate sănătoasă. Pe mine mă interesează ca copiii, nepoții mei, să trăiască într-un mediu sănătos. Noi azi trăim, noi nu știm după datele statistici ce apă bem, ce aer respirăm, ce mâncăm, de unde vin produsele. Eu, de exemplu, ca simplu cetățean, mă duc la magazin, vreau să mă uit pe ambalaj, de unde provine acest produs. Pe unele ambalaje nici nu este scris de unde vine produsul. Da. Și aici mi se încalcă drepturile de consumator. Da, vreau să spun ceva. Vedeți, dumneavoastră ne-ați spus acum că nu sunteți un partid nou. Vedeți, eu sunt vocea unui personaj obișnuit, ceea ce înseamnă un personaj ignorant. Pentru că noi aici, în Moldova, nu cunoaștem lucrurile acestea. Așa că voi o să trebuiască să faceți un efort să vă afirmați. Pentru că toți așa ca și mine o să spună: a, da, e un partid nou sau un partid mic sau un partid necunoscut. Însă voi sunteți un partid care are o istorie și de unde? Din România sau din Europa, de undeva, da? Noi am fost. Partidul Verde de Ecologie din Republica Moldova, Verde a apărut în Europa în anii 70-80. La noi în contârziere de vreo 10 ani. Da, a dispărut după desformarea Uniunii Sovietice, după Revoluție, să spunem așa. A apărut. Da, s-a format, să spunem corect așa. Și există până în ziua de azi. Și este încă singurul partid din Republica Moldova care dă posibilitatea persoanelor din diaspora să candideze pe listele verzilor din Europa. Da? Simplu cetățean din Republica Moldova, cu actele în regulă, dacă trăiești în Italia, te poți candida la primăriile, municipiile din Italia. Dacă îți place să trăiești în Italia și vrei să ai un teritoriu verde, poftim, participă acolo. Partidul Verde, familia verzilor europeni, îți dă această posibilitate. Ceea ce această posibilitate nu ți-o dă nici PAS, nici ȘOR, nici comuniști, nici alte partide. Și aceasta dă o posibilitate de integrare a cetățenilor în societățile europene.
Ce credeți, că societățile europene nu au probleme ecologice? Să spunem Italia, Spania. Până când în Republica Moldova, radioactivele nu sunt groapă sub pământ, cum o fac italienii. Dar ei luptă. Dar știu că în Italia, au vrut să... În Italia au vrut să facă o lege sau au protestat oamenii împotriva centralilor nucleare. Asta e o temă foarte complicată. Verzi, da, verzi europene. Da, verzi sunt contra. Energia atomică este pentru o energie renovabilă. Corect spun? Da. Bine, regenerabilă sau cum e acolo. Verde.